ziua, dragii mei, și bine ați revenit în bucătăria lui Madi. Vă place plăcinta cu brânză? Și mie. Pentru că tot a venit toamna și este anul timpul plăcintelor, m-am gândit să facem împreună o plăcintă cu brânză de vaci și cu stafide. Hai să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Pentru foi avem nevoie de 1 kg de făină, 150 ml ulei, 2 ouă întregi, 450 ml apă, 1 pliculeț drojdie uscată, 2 lingurițe zahăr pudră și 1 linguriță de sare. Iar pentru umplutură, 1 kg de brânză de vaci grasă, coaja rasă de la o lămâie, un zahăr vanilinat, 5 ouă, stafide și 200 g de zahăr tos. În apa călduță punem drojdia, amestecăm punem și zahărul pudră și o lingură generoasă de făină. O lăsăm la crescut timp de 15 minute până face niște bule deasupra. Maiaua a crescut foarte frumos. Acum în făină punem sarea, amestecăm bine, facem o gropiță în mijloc, punem uleiul, ouăle și începem să amestecăm. Punem și maiaua, câte puțin. Și acum o frământăm până intră toată făina. Luăm câte puțină făină de pe margine vasului. Am pus puțină făină pe masa de lucru ca să o mai frământăm un pic și aici, până intră toată făina. Acest aluat este bun și pentru pizza. Este extraordinar. Dintr-un kilogram de făină puteți să faceți două plăcinte. Eu o să fac acum plăcinta aceasta și mai opresc pentru o pizza. O să o bag la congelator și o să o folosesc când am nevoie. Aluatul este gata. Uitați, așa îl încercați. Îl punem în castron. O să-l acoperim cu o folie alimentară și lăsăm să crească timp de o oră.
facem umplutura. Peste brânză punem zahărul. Zahărul vanilat. Și amestecăm. Punem și coaja de lămâie. Cele 5 ouă le-am bătut. Punem și ouăle. Am aici ouă de țară. Și amestecăm. Punem și stafidele. O să o gust să văd dacă este dulce, să vedem dacă îi mai trebuie zahăr. Am mai pus încă 4 linguri, 5 de zahăr și acum este perfectă. Acum vedeți și voi după cum vă place de dulce. Și aceasta este umplutura. Aluatul aproape a crescut și acum ungem tava cu puțin ulei. Aluatul a crescut. Presărăm puțină făină pe masă. Răsturnăm aluatul și îl împărțim în două jumătăți. Tai și pe asta pe jumate. Și cu ajutorul unui sucitor începem să întindem foaia. Întindem și cea de-a doua foaie. O punem în tavă. Începăm puțin cu o furculiță. Acum punem amestecul de brânză. Deja am preîncălzit cuptorul la 180 de grade. Tăiem puțin pe margine coca.
punem cea de-a doua foaie. Am pus puțin ulei deasupra, îl întindem ca să facă o crustă frumoasă, aurie. Dăm și cu puțin zahăr tos. Și acum merge la cuptor, timp de 50 de minute, o oră, depinde de cuptorul fiecare. Am scos plăcintica de la cuptor, a stat 50 de minute. Uitați ce frumos arată, rumenă și miroase super bine. Așteptăm acum puțin să se răcească și pe urmă o să-i dăm cu niște zahăr pudră și o să tăiem să vedem cum arată înăuntru. Așa arată plăcinta noastră cu brânză. Are un miros deosebit. Încă nu am gustat-o pentru că este încă fierbinte, dar o să vă spun data viitoare cât de gustoasă a ieșit. Mulțumesc că m-ai urmărit și de această dată. Ești alături de mine și îmi urmărești mereu postările. Mulțumesc și celor care s-au abonat în ultimul timp pe canalul meu și celor care nu s-au abonat, îi rog să o facă chiar acum, să dea un like, să apese clopoțelul și să se aboneze în bucătăria lui Madi. Până data viitoare, vă îmbrățișez și vă spun ciao!